Bine v-am găsit, dragi români din Canada! Sunt Felicia Popa de la Nașul TV Canada și începând de astăzi ne puteți viziona pe postul de televiziune ICTV. Pentru cei care nu ne cunosc, voi face un scurt istoric al postului de televiziune Nașul TV. Totul a debutat cu emisiunea Nașul TV, realizată de Radu Moraru în 2001 și care, având un succes imens, s-a transformat în anul 2012 în postul de televiziune Nașul TV. Mai târziu, o prietenie frumoasă între mine, colegul meu, Claudiu Crieciu și Radu Moraru, a dus la nașterea Nașul TV Canada, aici la Montreal, de unde realizăm emisiuni din anul 2016. După aproape 6 ani de emisiuni realizate aici la Nașul TV Canada și difuzate pe postul național Nașul TV în România, pe cablu, existând un risc ca românii să nu mai aibă o emisiune în cadrul postului ICTV alături de celelalte comunități, am hotărât să preluăm acest spațiu disponibil și împreună cu colegul meu, Claudiu Crieciu, și cu noul nostru producător, Bogdan Marin, vom realiza pentru dumneavoastră emisiuni de tot felul. Vom dedica această emisiune Asociației Române din Canada, de care nu foarte multă lume știe că este cea mai veche asociație, înființată în 1952, fiind și prima asociație culturală românească de tip laic din Canada. În anul 1970, prin donațiile de teren a celor 3 familii, Fonta, Posteucă și Țăranu, se pun bazele Parcului Arc de la Val David, loc de întâlnire și de recreere, cunoscut și sub denumirea de Satul Românesc din Laurentid sau Câmpul Românesc. Noi aici îl numim Colțul nostru de Rai Românesc. Se află la 80 de kilometri de Montreal, în orașul Val David, în superba zonă muntoasă Laurentid, pe strada Predeal Trudeau. Parcul are o suprafață de aproximativ 3 hectare și este situat pe unul din malurile râului Rivière du Nord, peste care trece Podul Românilor. Da, da, știu că nu vă vine să credeți, dar și strada și numele acestui pod au fost înregistrate la municipalitatea din această localitate, Val David, și chiar așa se numesc, deci strada Predeal și Podul Românilor. Pe acest teren există un muzeu, o troiță, o capelă, s-au amenajat loc de joacă pentru copii, iar acest parc găzduiește în fiecare vară picnicuri. Asociația Română din Canada își propune de, dacă v-ați dat bine seama, de 70 de ani. Deci, cum v-am spus la început, a fost înființată în 1952 și în acest an vom sărbători cei 70 de ani ai ei. Românii din această asociație și-au propus să păstreze vie identitatea românească, organizând activități culturale, educative sau sociale și continuă să genereze în fiecare an o serie de întâlniri și evenimente cu scopul de a pune împreună românii de aici din zonă. Mai ții minte, măi, dragă Marie, că nu era struguri coț la vie. Și tu erai mică Măriuță, nu știei să dai neniguriță. Și tu erai mică Măriuță, nu știei să dai neniguriță. Când era cicoarea-n bobocită, tu erai mică și-mi probotită. Avei băsmăluță roșioară, miroseai afor de primăvară. Avei băsmăluță roșioară, miroseai afor de primăvară. Ți-am luat băsmăluța, uite așa, să văd cum îți șade fără ea. Și ți-am lăsat coadele pe spate, să te cunosc, fată, de departe. Și ți-am lăsat coadele pe spate, o spate de departe. Să nu crezi, neicuță, că-am uitat că erai frumos și erai înalt. Și m-ai dus la pălagilor, dar eu nu știam nei că sunt nor. Aveam cămășuță cu altiță, nu știam să-ți dau ție.